Așadar, vedem testul dat, nu? Da, da. Astăzi. Deci clasa, testul, da? Chiar așa. Pentru clasa A, 6. Poftiți. Aflați numerele X și Y știind că... Deci aflați 1, da? Da. Aflați X, Y știind că 3X minus Y este egal cu 12. Da. 3x minus y egal cu 12 și x supra y egal cu 3 pe 5. X supra y egal cu 3 pe 5. Altfel, cum s-ar fi tradus asta, că x pe y egal cu 3 pe 5? Că y egal cu... Nu, x egal cu 3y pe 5. Nu, faptul că x pe y egal cu 3 pe 5, cum s-ar fi putut traduce? Deci eu nu v-aș fi dat informația asta. Eu nu v-aș fi dat informația că x pe y egal cu 3 pe 5. Eu aș fi dat informația următoare. Că x, y sunt direct proporționale cu 3 și 5. E aceeași tezi. Deci în loc să vă dau așa, ca să verific directa proporționalitate, v-aș fi dat așa. Și atunci voi ce aș fi spus? De aici este echivalent, v-aș zice că x pe... 3, nu? Egal cu Y pe 5. Pe 5. Iar asta e echivalent cu 5X egal cu 3Y. Da. 5X egal cu 3Y sau că schimbăm între ei extremii și vine X pe Y egal cu 3 pe 5. Corect. Deci eu făceam asta, ca să văd dacă înțelegi și înseamnă directă proporționalitate. Celălalt e nebus direct. Bun, și aș fi formulat-o și pe asta așa. X pe Y egal cu 3 pe 5. Asta ascundea în culise, echivalența asta. Da, poftim în Miruna. X egal cu 3Y pe 5. Deci ai scos de aici că X egal cu 3Y pe 5. 3Y supra 5. Și atunci am spus așa, 3 ori 3Y. Te-ai dus cu X-ul odată tot, sus, da? Da. Și atunci prima relație de aici, 3 ori devine 3 ori 3y pe 5, da, minus y egal cu 12. Egal cu 12. Atunci 9y pe 5 minus y egal 9y supra 5 egal cu 12. 9y minus y. 9y minus y. Minus 5y. Asta. Minus 5y pe 5. Minus 5y, important. Că ai adus aceeași viitor, da? Da, egal cu 15 ori 12, cu 60. Egal cu? 5 ori 12. 60, da. 60 pe 5. Da. Dacă ai suma 60, nu, greșit. Nu, 60 pe 5. 60 pe 5. Da. De aici avem aici, că pe scurt, Miruna. 60. Ca să nu mai fi pierdut timpul, trebuie să spune adus la același viitor și nu mai spune ai supra 5. Deci de aici, ca să nu... să strecoare greșeală, spui așa, amplificăm aici cu 5, aici cu 5, și devine 3y minus 5y, sau 9y, pardon, 9y, da? 9y minus 5y egal cu 60. Și elimin 5-ul din partea asta. Păi, ziceam că s-a scris că 9y minus 5y. Bun. Dar dacă aici ai uitat să pui 5-ul... Am pus 5-ul. S-a dus. Nu, dar are rezultate, le-a făcut bine. Da? Bine. 9y minus 5y egal cu 60, adică de aici echivalent. 4y. Y egal cu 60. De unde rezultă că K egal cu Y. Y egal cu 60. Pe 4. Y egal cu 60 pe 4 și atunci Y egal cu 15. Și dacă Y-ul este 15, atunci, întoarcem și găsim X-ul. Da. X-ul este egal cu 3 ori 15 pe 5. 15 cu 5 se simplifică, dar X egal cu 9. 9, da? Și am găsit pe X egal cu 9, iar Y egal cu 15. Asta era răspunsul corect. Dar atenție! Dacă pe parcursul lucrurilor s-au strecurat și greșeli de scriere, chit că tu ai mers așa și dacă nu ai pus 5 aici și aici l-ai pus,
și ai gândit corect până la urmă și ai zis 5y, 9y minus 5y egal cu 60 și aici nu l-ai pus, de aici aici, aici este greșeală și aici nu se justifică. Deci asta e matematica. Da? Deci multă grijă ca să nu se întâmple așa. Deci eliminăm numitorul, aducem același numitor peste tot și nu mai avem numitor. Și nici nu mai trece. Corect, deci nu se mai pune deloc și atunci toată povestea este foarte clară. Să sper că n-ai comis o astfel de greșeală. Subiectul numărul 2. O secundă. Eu mai comentez aici un pic. Deci v-am spus că dacă vrem și mai interesant și mai elegant făcut în virtutea a cât de multe chestii am făcut noi, aș fi, de relația asta care mi-a dat-o autorul, aș fi scris-o sub formă de directă proporționalitate de tipul x supra 3, cum sunt obișnuit, egal cu y, pe 5. Și cum eu am 3x, am nevoie de 3x, merg la, după ideea proporții derivate, sunt atât de încântat să fac chestii de astea și mulțesc și sus și jos numărătorul și numitorul cu 3. De fapt, duc fracția x pe 3 într-o echivalentă sa și va fi egal mai departe cu 3x pe 9. Da? Deci fostul x pe 3, 3x pe 9. Și egal mai departe, pot să spun 3x minus y supra 9 minus 5. Deci egal mai departe cu 3x minus y supra 9 minus 5 și egal mai departe cu 3x minus y este dat 12 pe 4, care e egal cu 3. Și atunci mă duc la x pe 3 egal cu 3 și x pe 3 egal cu 3, de unde rezultă că x egal cu 9 și y pe 5, y pe 5 egal cu 3, de unde rezultă că y egal cu 15. Era un alt mod, la fel de super corect. Și elegant. Și place ochiului. Și place ochiului și profesorul este încântat să vadă. Da, dar să-mi ia săraca asta la primul subiect, la ăsta, jumătate de oră. Așa că... Eu asta vreau să spun. La proful online se întâmplă următorul lucru. Facem eforturi să ne detașăm de, să spunem, de rutină, de obișnuit. Să ridicăm un pic mai sus. Și noi am făcut tot felul de șmecherii de acestea. Deci de aceea când am văzut așa, am spus că aș fi tradus în felul acesta pentru ca să mă ofer șansa să mă duc pe proporții derivate. Să folosesc șirul de egalități dintre rapoarte, mai departe să construiesc 3x minus y deodată. Deci, de ce am mulțit cu și sus și jos cu 3? Că am avut nevoie de 3x. Fracția x pe 3 este 3x pe 9. Valoarea ei este neschimbată. Și mai departe, privind la aceste două, zic 3x minus y supra 9 minus 5. Este tot un raport care s-a obținut din cele dinainte, derivat din acesta, cu aceeași valoare. Și de ce 3x minus y? Pentru că e dat în relație 12. 12 cu 4 e egal cu 3. Da? Și atunci, iată că mă întorc de pe la x pe 3 egal cu 3, y pe 5 egal cu 5, îmi găsesc pe x și pe y, mult mai elegant. Să recunoaștem, nu? Ți-a plăcut și ție. Asta. Este corect și aici. Nu ca pe discuție, este corect lucrat. Că x egal cu 3, y pe 5, s-a vrut aici, ce nume, că iată-ne în situația de a scoate un termen dintr-o proporție, un termen egal plus 2 mulțimi împărțit la celălaltul, da? Și odată găsit, introdus aici, și de aici încolo, operații cu fracții, în mulțimea Q, în mulțimea numărilor raționale. Știm să lucrăm, 3 se mulțește cu 3Y, nu și cu 5, că cine mulțește și cu 5 și cu 3, o greșit complet. Da? 3 ori 3. Dar vei spune, dar aici, de ce am mulțit și sus și jos? Răspunsul. Că fracția este x pe 3, am adus-o în echivalenta sa. Ori aici este ca și cum aș amplifica cu 3. E 3 pe 1, subînțeles. Și cum se mulțesc două fracții? Numărătorii între ei, numitorii între ei. 3 ori 3, 9, y supra 5, minus 5y,
am spus mai devreme, eu din clipa asta când am aplicat peste tot, nu mai spuneam 5 aici, totul era 9y-5y egal 60 și era mult mai clar. Da. Bine. Te rog la al treilea subiect. Subiectul numărul 2. Numerele X, Y și Z. Numerele X, Y, Z. Și Z. Sunt direct proporționale. Direct proporționale. Cu 0,1. 0,2. 0,2. Și 0,3. Și 0,3. Iar 3X plus 2Y. Plus 5Z. Plus 5Z. Este egal cu 110. 110, da? Astea sunt condițiile impuse, da? Aflați Y. Cine a mai avut subiectul ăsta, în afară de tine? Ei trei. Vorbește. Păi, din asta, din... Directa proporționalitate. Această directă proporționalitate. Aflăm că X, supra 0,1. Adică 1 pe 10. 1 pe 10. Da, egal. Y supra 2 pe 10, adică 1 pe 5, nu? Putem scrie așa de dată, 1 pe 5. Da. Și Z supra 3 pe 10. Z supra 3 pe 10. Bun. Am înțeles. Relația tradusă. Acum? Putem să notăm cu un K, și atunci X egal cu... Valoarea raportului, să zicem, egal cu un K. Da? Șirul, egalitatea acestor fracții, notăm cu un K. De unde rezultă că... X egal cu K pe 10. 10X egal cu K, nu? Da. Sau X egal cu... K pe 10. K pe 10, adică K ori 1 pe 10. Da. Ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă că X va fi egal cu K, valoarea raportului, ori 1 pe 10. Ori 1 pe 10 și egal cu K pe 10. Y egal cu? Y egal cu 5, cu K pe 5. K pe 5, K ori 1 pe 5, ca să fie clar, K ori 1 pe 5 egal cu K pe 5. Și Z egal cu? Și Z egal cu 3K pe 10. 3K supra 10. Și cu X, Y și Z știute, aceste valori, nu ne rămâne decât să ne ducem în relația asta de aici, nu? Așa e copilă. Da. Și ai zis, 3 ori X. Deci relația, da. relația, hai să spunem. Care e relația? 3X plus 2Y plus 5Z este egal cu 110. Egal cu 110. Devine. 3 ori. Devine. Două puncte. 3 ori. K pe 10. Ori K pe 10, da. Plus 2 ori K pe 5. 2 ori K pe 5. Plus 5 ori K pe 3. 5 ori. Nu, plus 5 ori... da, K, plus 5 ori 3 K pe 10. 5 ori 3 K pe 10. Așa. 3 K supra 10. Egal cu? Egal cu 110. 10. Echivalent cu, te rog, vorbește. Și o să avem așa, 3K pe 10. 3K supra 10. Plus 2K supra 5. 2K supra 5. Plus 15K supra 10. 15K supra 10. Egal cu 110. 15 plus 10. Sunt la cecă copii de pe tablă. Nu-i corect. Deci tu obosești făcând așa. Te vorbe tine acum, vorbești. Nu mai vorbește. Deci, Sonia, n-are niciun rost dacă tu faci acest efort maxim. Copiatul de pe tablă este pur și simplu forma de comoditate maximă. Da? Hai, te rog, vorbește. Deci ce fac? Am mulțit 3K pe 10 plus 2K pe 5 plus 15K pe 10 egal cu 110. Ce ai de gând să faci aici? Adică fac... Sigur că la numitorul comun. La
Zi. La 5 cu? Cu 2. Cu 2. Și la ăsta, la altul, tot mai aici, care are numitorul 1, cu cât să amplificăm ca să fie peste tot același numitor? Să scăpăm de el. Cu 10. Hai, să rămâi cu 10, da? Și aici cu cât am spus cu 2. Da. Și atunci avem. Vorbește. Lucrează. Te uiți pe caițele tot și lucrezi. Dar am răsit să mă unde ești? Hai. Acum scriu 3K pe 10. Păi nu ai scris 3K pe 10. Sau tu ne-ai scris asta, ne-ai scris? N-am scris. Dai, te rog. 3K pe 10 plus 2K pe 5 plus 15K pe 10 egal cu 110 pe 1. Da? Amplificăm aici cu 2, dincolo cu 10. Așa, și vorbește. Mai scriem 3K plus 3K pe 10? Păi nu spui că dacă eliminăm numitorul, am scăpat. Așa, 3K da. Plus 4K plus 15K da. Totul pe 10. Nu mai spun tu pe 10 că am eliminat. Da. Așa. Egal cu? Este egal cu 110. 110 ori 10, adică 1100. 1100. Deci, copii, dacă aș fi zis supra 10 și egal aici cu 1100 supra 10, având numitori egal, înseamnă numărătorii să fie egal. Deci de aceea nu mai pun. Echivalentul, te rog, vorbește. Cu 7 și cu 15. Hai. 23. Hai. 22. Păi, 22K, deci 22K, egal cu 1100, 1100, da? K este egal cu 1100 împărțit pe 22, de 50. La 22, hai să vedem cum face împărțirea asta. 50. Da, deodată, nu știu, eu nu fac factorul. Cum ai făcut tu? Cum mă faci? Cum mă gândești? Păi. Zi. Și 110 și 22. Păi, zi așa. 22 în 11 nu merge. Luăm încă, nu? 3 cifre. 1, 2, 3. Și 22 în 110, ca 2 în 10. 2 în 10 merge de 5 ori. Da. 5 ori 2, 10. Și acum zicem, 5 ori 2, 10. 5 ori 2, 10 și 1, 11. Nimic. Și 0 ăsta îl ducem la 650. Vreau să văd și cum împărțim, copii. Dacă nu facem lucrurile și este când te afli în fața colii albe, împărțirea asta trebuie să o faci tu singur acolo. Că nu ți-o mai dă nimeni. Și eu pentru asta tot insist. Lucrurile de jos trebuie sănătos făcute. Că altfel, nu știu să facem o împărțire, stăm acolo, blocați. Da? Deci 50. Și dacă așez ca l-am găsit 50, ce fac acum? Ca să găsești pe X, Y și pe Z. X este egal 50 ori 1 pe 10. Adică 50 pe 10. Adică 50 pe 10. Deci 50 supra 10 și egal cu 5. Apoi Y. Gândește la altă metodă. Nu sta. Y egal cu? Este egal cu 50 pe 5. 50 pe 5. 10. 10. Și Z egal cu? Și Z egal cu 50 pe 10 și... Cum 3 ori K. K-ul este cât? E 3K pe 10. Și K-ul cât am aflat acum? 3K pe 10, 115 pe... 150. 150 pe 10. 150 supra 10 și egal cu 15. Iată, au găsit, am cele 3 numere X, Y și Z. M-am gândit la cealaltă variantă. Te rog. Amplificam, de când aveam X pe 1 pe 10, amplificam X pe 1 pe 10 cu 3, ca să avem 3X. Da, iată ideea foarte frumoasă. Deci, te duci la relații. Autorul vorbește de 3X. Tu n-ai decât pe X supra 1 pe 10. Ca să pui în evidență 3x, pe asta o mulțești. Amplifici fracția cu 3, deci mulțești și numărătorul și numitorul, da? O duci într-o echivalentă, adică nu modifici nimic ca valoare. Pe a doua cu cât? Pe a doua cu 2. E rămasă și pe x. Pe a doua cu 2 din motiv ce am nevoie de 2y. Și pe a treia, rareș, cu 5.
Și cât devine Rareș? Echivalent cu șirul de rapoarte devine. Fără ca. Sau fără ca ăsta, egal mai departe. Continuă egal mai departe. 3x supra da. Cât avea Rareș? Supra 1 pe 10. Nu? Și pe 3. 1 pe 10 cu 3. Supra 1 3 pe 10. 10. 1 pe 10 ori 3 face 3 pe 10. Supra 3 pe 10. Egal cu? Egal cu y, 2y. 2y supra? 2y supra 2 pe 5. 2y supra 2 pe 5. Adică fosta fracție y pe 1 pe 5, prin amplificarea atât a numărătorului ca și a numitorului, ea rămâne echivalentă și devine 2y supra 2 pe 5. Și egal mai departe cu? Z cu 5. Da. 5 ori Z. 5 ori Z supra? 15. 15 pe 10. Egal mai departe cu? De ce am construit 3x, 2y și 5z? De ce am construit? Relația este așa, 3x plus 2y plus 5z. Nu se justifică construcția lor dacă acum nu continui cu suma numărătorilor pe suma numitorilor. Este un nou raport care se păstrează în relația de mai sus. Deci vine cât? 2x, 3x plus 2y, 3x plus 2y plus 5z, totul supra. Cine? Totul supra? Tot supra... 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Și numitorii adunăm, Andra. Deci cum am făcut 10. La numărători? Și supra numitori. 3 pe 10. Deci supra 3 pe 10 plus 2, 2 pe 5. 5 plus deci 3 pe 10 plus 2 pe 5 plus 2, 2 pe 5. 15 pe 10. A, aici trebuie să mă uit, da? Da. Deci 3 pe 10 plus 2 pe 5 plus 15 pe 10. Plus 15 pe 10. 15 supra 10. Și egal mai departe. Egal cu cine? Cât este 3x plus 2y plus 5z? Este? Da, de autor 110. Deci egal cu 110, totul supra. Aducem acolo la același numitor, domn profesor? Sigur că da. Deci ne amplificăm aici cu un 2. Numitorul da. 10 da. Rareș, da? Da. Și vine 3 plus 4 plus 4 plus 15 supra 10. Aici nu mai eliminăm, că nu este o egalitate. Deci numitorul se păstrează de data Sonia, da? Deci egal mai departe cu 110 supra 7 15, 22 pe 10. Și egal mai departe. Mulțim prima cu a doua inversată. Și după aceea simplificăm. O să vedem, dar să văd pentru toată lumea să fie clar. Deci vine 110 ori 10 pe 22. Da? 22 cu 110 simplificăm și face 5. Da, 5 ori 10 egal cu 50. Este valoarea raportului K. Corect, K. Știți, noi am notat cu K și ne-am dus la lucruri și acolo și am găsit după ce am înlocuit K egal cu cât cu 50. Care este elegant. Foarte elegant. Asta e mai ușor, Rareș? Sigur că e mai ușor. Sigur că e mai ușor. Dar pentru chestia asta trebuia să simțiți că proporția asta, adică egalitatea asta de mai sus a celor trei rapoarte, poate fi prelungită cu alte rapoarte, păstrând valoarea raportului a... Și să mulțim corect și cu 3, cu 2 și cu 5. Și numărător și numitor. Că dacă ai înmulțit mai 3x și fără așa, ai schimbat. Înseamnă că nu mai este valoarea raportului K, ci 3K, ai zis, de 3 ori mai numărătorul. Dar dacă ești împărțit la 3, ca și cum nu ai fi făcut nimic. Da? Așa se întâmplă. Vedeți? De aceea am spus, insist să facem în două variante, 3 dacă găsim. N-are importanță numărul variantelor, dar vreau să învățați și să descoperiți, pentru a nu știu cât a spus acest lucru, varianta cea mai simplă. Că pe tine te interesează să nu riști. Că s-ar putea ca în timpul calculului acolo, dacă te duci pe o variantă costisitoare, ca și consum de timp, să și greșești la calcul. Și atunci poți să ratezi lucrarea. Dar dacă tu ai simțit gustul unui astfel de greșițiu și ai priceput cât de elegant este, îți vine, cum ai spus la Andrei și acum, mai ușor pare mi se,
mi se pare mie treaba asta. Da, dar pentru asta trebuie să fie exersat în varianta asta. Foarte mult. Da. Și acum? Subiectul numărul 3. 3. Câte subiecte? 5? 5. Așa. La un număr și 5 la celălalt, trebuie să lucrăm și la da, dar lucrăm, nu-i problemă. Determinați numerele X, Y și Z, știind că... Determinați numerele X, Y și Z, știind că sunt invers proporționale cu... Deci să găsim numerele X, Y și Z, știind că sunt invers proporționale cu 0,5, 0,3, 0,25. Și că X plus Y plus Z X plus Y plus Z egal cu 36. 36. Rare, vrei tu să vorbești? Da. Da. Te rog. Deci, din invers proporționalitatea asta aflăm că X ori 0,5. Așa scrie. X ori 0,5 egal cu Y ori 3/9 ori 3/9 da și egal cu și egal cu Z ori 25%. 25/100 care înseamnă că 25% este 1/4. Da. Deci Z ori 1/4. 0,5 este 5/10. Și 0,5 înseamnă 5 pe 10. Deci mai scrii încă o dată și rudirea în parte, vei? Da. Zi, te rog. Z, X ori 5 pe 10. Adică 1 pe 2. Da. X ori 1 pe 2. Egal cu Y ori 3 pe 9. Y ori? Ori 1 pe 3. 1 pe 3, da. Egal cu Z ori 1 pe 4. Z ori 1 pe 4. Echivalent cu? Cum mai scrim X ori 1 pe 2? X pe 2. X pe 2 egal cu? Pe 3. Și egal cu Z pe? 4. Ce ți s-a părut aici? De ce ai stat pe gânduri? Era vorba de mulțit. O fracție cu alta. X pe 1 mulțit cu 1 pe 2. X ori 1 și 1 ori 2, 2. Deci X pe 2 plus Y pe 3 egal cu Y pe 3 egal cu Z pe 4. Și acum atragi cu ochiul la relații. La a doua oare, de ce mi-a dat-o? Exact. Ia să le adun. Și X plus Y plus Z. E egal mai departe cu suma numărătorilor pe suma numitor. Nu mai trebuie să mulțești cu ceva, că nu-i zici 2X, 3Y, 7Z. Ci pur și simplu îți spune doar așa. X plus Y egal cu X plus Y plus Z. Totul supra 2 plus 3 plus 4, adică 5, 4, 9. Și egal mai departe cu... 4. Cu 36/9. 36/9. Și egal cu 4. Și acum ne întoarce, fiindcă egalitate până aici, înseamnă că X pe 2, zirea, și X pe 2. 2 ori 4. Egal cu 4. Dar lucrurile astea urmă... Bă, că... Trebuie să zic ceva acum, și să spun în direct. Da? X pe 2 egal cu 4. De unde rezultă că X egal cu? 2 ori 4. Adică X egal cu 8. Apoi? Apoi Y pe 3. Egal cu 4. Nu te mai uiți la mine, că eu scriu, nu scriu frumos, știi? Y pe 3 egal cu 4. Y cu 3 ori 4. 12. Mă intimidez când vă simt că vă uitați la mine. Și Z pe 4 egal cu 4. Înseamnă că Y egal 4, Z, 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 Z egal 4, 4, egal, adică 16. 16. Vezi că tu Y zi, tu, profesor, Y scrie. Da, eu nu asta fac. Cum să spunem? Nu gândesc deloc, ci spui ales fac. Da? Domnul profesor scrie tot ce îi spui. Așa. Te rog, aici așa ai lucrat minunat? Da, așa. Perfect. Perfect. La următoarea pastică? La următoarea. La 4. La 4 am stat mai mult pe zi. Da? Hai, adică după ce am făcut programul, m-am uitat din mai multe ori. Am uitat să vă spun. Unul din secretele reușite la lucrare este și acesta. Le abordez în ordinea în care tu ai acces. Ai acces, adică... Știi să le faci. Cel mai rapid te duci la cele care testezi din prima.
te duci în ultimă instanță și la cel la care, dacă încă ai stat un pic și nu ești sigură, mai ai unul la care ești mai sigur, îl faci pe ăla. Și în sfârșit, tot timpul aluci celui care nu ți-a ieșit să mai ai nicio idee. Că dacă te prinzi cu primul eghesițiu și stai acolo și insiști foarte mult, și insiști și insiști și pierzi timpul, de regulă primul eghesițiu este cel mai ușor. Da. Autorul sau cel care face testul se gândește ca să-ți creezi o stare de bine. Mai că Sonia s-a blocat și că nici unul plus unul, mai știam cât fac. No. Da, istoria asta este răspunsul a ce înseamnă antrenament. Deci nelucrând și făcând acest exercițiu de ridicarea capului... Și că nu mai știi. N-aveai cum să știi. Să spun că n-aveai cum să știi. Pentru că tu de fiecare dată la clasă doar atâta este. Efortul pe care îl faci să scrii, să copii pe tablă. Și asta este grav. Nu mai tu și mai sunt mulți, foarte mulți la clasă care fac asta. Deci numărul 4, domnul. 8 tractoare ară jumătate dintr-un lot în 14 zile. 8 tractoare. O jumătate dintr-un lot din suprafață în 14 zile. În 14 zile. Dacă celor 8 tractoare se alătură alte 6 tractoare, deci 14 tractoare. În cât timp se termină de arat întreg lotul? Așa. X zile. Poți să zic eu? Toată aceeași tot suprafață, lotul. Da? Tot lotul vrea. Tot lotul. Da. Yes, acum. Sigur că îmi zice tu, dar sunt ce dă nevoie să pătrundem și nu. Bun, ar eu. Eu, care nu știu deloc subiectul, vreau să înțeleg mai ceva. Citesc o dată, domn profesor? Da, da. 8 tractoare are jumătate dintr-un lot în 14 zile. Dacă celor 8 tractoare se alătură alte 6 tractoare, în cât timp se termină de arat întreg lotul? Așa. Tu, Miru, n-ai să zici exact cum ai gândit-o tu. Da. Da, așa vrea să vadă domnul profesor. 8 tractoare. Vreau să gândim și noi. Eu așteaptă. Aștepți un pic. Că tu, dacă ai gândit-o, dă nevoie și noi să pătrundem problema. Vreau, mai ales eu vreau să pătrundem problema. Că n-am o stare de bine să stau pe deasupra. Cum nici Sonia nu are, nici Rare și nu are o stare de bine. Andra are subiectul 2. Andra mă interesează. Cred ea că mă interesează. Dar lucrăm și la subiectul tău și noi lucrăm, să știi. O secundă. Ce păcat că nu te interesează, că este un antrenament. Dacă l-ai fi avut pe ăsta tot atât de bine, trebuie să te gândești că ar trebui, fi trebuit să dai răspunsul tot în acel moment. Pentru subiectele. Da. Deci, nu mai știu cum am lucrat, dar ideea mea este să... Acum, sau atunci, poți să combini. Să aducem numărul de tractoare la același număr. De ce? Deci la același număr de tractoare. Că tu mințezi pe problema de data trecută. Nu? Aseară am făcut noi o problemă în care numărul de tractoare să fie aceeași. Bun. Dar fii atent aici. Că aici sunt cele 8 tractoare fac în 14 zile numai jumătate din suprafață. Aici e miezul problemei. Sonia, dar cum te gândești, iubita? Stai să discut. Nu știu, dacă mai, fac... Mai, Miruna. Haideți, doare, mă, doamne și copilul în clasă. În 14 zile. Vreau eu. Ea vrea să-i confirmați că a făcut bine. Dar ajungem acolo. Așteaptă. Dacă în 14 zile faci jumătate din suprafața aia, în următoarele zile nu face tot jumate, pentru că el vrea să facă tot. În următoarele, câte zile ar mai trebui ca să facă toată suprafața? Dacă jumătate din suprafață, cele 8 tractoare, o fac în 14 zile, toată suprafața ar fi terminat-o cele 8 tractoare în cât? 28. Nu cumva aici este momentul când aducem același număr de tractoare spui tu. Dar aici e vorba de suprafața să o aducem. Da. Deci nu la tractoare nu trebuie umblat, ci umblat la aceea suprafață. Deci atunci 8 tractoare are întregul lot. Întregul lot? În 28 zile. Asta. Deci dacă 8 tractoare... Deci ce s-a mai făcut o să supăra mama? Tractoare. Important e că ai gândit-o corect. Miruna, la școală.
Vreau să ai un leac de maturitate. Și ce înseamnă asta? Tocmai, este dovada clară acum, aflându-te aici, învață chestia de modestie. Vreau să umblu acolo. Să știi că este spectaculos. Când descoperi asta, te duci tot mai sus, nu te mai poate opri nimeni. Dar tot timpul spui, m-am de învățat. Corect. Am făcut-o aici, dar am de mult de învățat. Din ce în ce îmi dau seama că am mai mult de învățat. Acest lucru trebuie să fie. Nu, acum trebuie să apare momentul acela, vreau eu și trebuie să îi impunem. Vreau acum, eu când fac acest efort, fac o paranteză, pentru a-i antrena pe ei, eu am în minte și vizitatorii mei. Deci cei care sunt cu miile sau sute de mii, cât o fi, nu știu, poate dă Dumnezeu să întâmple așa, ei, aceștia vor să urmărească acum modul în care gândim de jos, de la bază. Da? Și de ce fac acest lucru? Ai răbdare, că eu am pe partea asta o strategie a mea. Nu poți să-mi dai tu peste cap. Da? Bine. Acum, încă o dată insistăm. Sonia, deci, 8 tractoare, numai jumătate în 14 zile. 8 tractoare, toată suprafața, 28 de zile. Corect. 8 tractoare are toată suprafața, nici nu mai pun. Ies. Așa, ci pun 28 zile. Când sunt 14 tractoare, în câte? În X zile. E vorba de aceeași suprafață. Da? Am adus Rareș, aceeași unitate de măsură, suprafața fatală. Arată și. Invers proporțional. Și acum se vede foarte clar că 14 tractoare vor arăta într-un număr mai mic de zile. Deci invers proporționalitate. Cu alte cuvinte, între mulțimea 8, 14, așa scrie, și mulțimea 28x, e inversă proporționalitate. Da? Traducând acum inversa proporționalitate, înseamnă că zicem, ce zicem? Andra? Bine? Da. Andra. 8 ori 28. Deci 8 ori 28 este egal cu 14 ori x. 14 ori x. De unde x este egal cu 28 cu 14 simplificăm și rămâne un 2. Nu? Și x egal cu 2 ori 8, 16. 16 zile terminat problema. Rareș, care a fost moment? Punctul cheie al problemei. Să aducem suprafața la cel. Asta a fost. Asta a fost. Tot. Mirna, așa ai făcut? Da. Mai că am pus 1 pe 2 din X. Cum? 1 pe 2 din? X. Din X? Loc de suprafață. Ce contează? La redactare, cum ar fi loc de S, am pus X. Loc de S, am pus X. N-are importanță. Da. Dar aici e notat cu altceva. Zile tot X? Nu tot X. Y. E perfect. Deci e perfect, nu am cap nicio discuție. N-are importanță că yes sau cu X ai zis suprafața. Important dacă ai gândit în final de aici, aici. Asta este motivul. Da, a venit cu rezultatele scrise cum a făcut. Da. Mă bucur. Deci aici e momentul tare. Din relația asta, scrim asta. În care am amplificat cu 2 partea de aici. Da? Dublu suprafeței, dublu zilelor. Deci din șirul ăsta, din așa, am amplificat cu 2. Și am ajuns la S. Și totul este la îndemână. Da. Și subiectul numărul 5. Da. Numerele raționale strict pozitive A, B și C verifică relația. Deci numele raționale. Strict pozitive. Câte A, sunt? B, C, 3. Deci A, B, C, C. Aparținul Q. Dacă asta înseamnă da. Numele raționale. Q plus, plus. Da. Da. Q plus. Nu uitați cum aici sus. Da, le-a scris așa. Strict pozitive. Nu le-a notat. Bun. Da. Q plus. Q plus teluț. Jos. Așa. Verificare adică la... să nu fie 0. Verifică relația A supra B plus C. A supra B plus C. Egal cu B supra C plus A. B supra C plus A. Egal cu C supra A plus B. C supra A plus B.
să se arate că A egal cu B egal cu C. Deci de aici să rezulte că A egal cu B egal cu C. Îi las și pe noi. Lasă-ne și pe noi ca să vedem. Noi deocamdată nu avem nicio idee. Așa se întâmplă. Ce vreți să fac? Dacă aș ști problema de la bun început, de când mi se dictează, n-ar mai avea niciun farmec. Eu nu m-am împăcat niciodată că mă apuc de o problemă pe care știu dinainte. Trebuie să o trăiesc concret acolo, în fața elevului. Deci, hai să înțelegem. Sonia, tu, ce ai înțelege de aici? Dacă A supra B plus C egal cu B supra C plus A. Eu am scris că A plus B plus C pe... Nu, este pe 2B, nu, pe 2A plus 2B plus 2C. Deci, și am, deci ce-i făcut? Explică-i domnului profesor, că nu înțelege. Deci eu vreau să să-mi explici din punct de vedere matematic ce ai făcut. Ai adunat numărul. Am adunat numărul de ori. Și ea ce-a făcut, ea povestește. Închide gura, ba da, așa a făcut. Bă, da, asta e important. Măi, Miruna, cum să fac eu să te conving să mă lași să-mi fac treaba? Să mă las să fac treaba. Deci, în momentul ăsta, discuția cu ea este înregistrată. Este un lucru pe care eu vreau să-l comunic în legătură cu modul în care gândește elevul acolo. Da. Lasă-mă să fac treaba. Te rog. Deci, am adunat numitorul cu numărătorul. Numitorul cu numărătorul. Adică toți numitorii cu toți numărătorii. Deci, într-un șir de rapoarte. Deci e vorba de o egalitate între rapoarte, care se cheamă proporții. Obții un alt raport pe baza unei proprietăți, suma numărătorilor pe suma numitorilor, egal cu fiecare rapoarte. Deci e continuat. Aici, știm că trebuie să demonstrezi că A egal cu B egal cu C. Și continuă șirul acesta egal cu A plus B plus C, totul pe A plus B plus C, totul supra 2A. De ce 2A? Pentru că eu scriam. Pentru că tu scrii așa. Așa și scriu. B plus C plus. Puneam așa. Ca să fie clar pentru tot omul. C plus A. Adunat cu C plus A. Adunat cu A plus B. A plus B. Și cum la adunare n-are rost să paranteze să rămână, deci vine A plus B plus C. Totul supra. 2A. De 2 ori A. De două ori B, și de două ori C. Acum văd și eu. 2A plus 2B plus 2C. Și egal mai departe cu... Eu nu știu, nu m-am mai gândit să scot un factor, dar... Păi se vede. L-am spus domnului profesor cum ai făcut. Ce mi-ai făcut de aici? L-am simplificat pe A plus B plus C și mi-a dat 1 pe A egal cu B egal cu A plus B plus C cu 2A plus 2B plus 2C. Ai tăiat așa tot? Da. Și? Și mi-a dat 1 pe A, este egal cu 1 pe B, este egal cu 1 pe C. Dar stai o secundă, aici e egal mai departe, de aici ai mai continuat cu ceva? Sau le-ai tăiat și le-ai lăsat așa? Nu, le-ai tăiat și ai scris sub el. Cum ai zis, Sonia, că ai scris sub? A, nu, 1 pe A este egal cu 1 pe B, este egal cu 1 pe C. Dar de unde să fie 1 pe A egal cu 1 pe B egal cu 1 pe C? Sonia, ai zis că ai scris așa, le-a tăiat amândouă și dedesubt la numitor a scris A plus B plus C, pentru că da, se zis dacă e de două ori. Da. Aici ai spus A plus B plus C. Plus C, că rămâne. Și? Și sus, la toate 1. Păi, dar trebuie să scrie egal mai departe cu 1 supra A plus B plus C. Așa, dacă mi-ai fi scris, era justificat. Dar de aici 1 pe A egal cu 1 pe B egal cu 1 pe C, nimic nu înțeleg. De unde din chestia asta egal 1 pe A, deci se rezultă 1 pe A egal cu 1 pe B egal cu 1 pe C? De unde? Era, nu știu cum ai făcut. Aici nu ai avut nicio inițiativă. Nu. Deci am scris... Până aici, credeți că este corect ce s-a făcut? Ai idee, Miruna? Dacă ai fost prezent aici, în discuția noastră. E corect? Deci din punct de vedere matematic este corect? Da, până acolo. Egal până aici, 1 supra A plus B plus C. Nu merită să fugim de la ea. Fiind o idee care a fost dusă pentru loc, hai să urmărim, poate, avem șanse să construim ceva de aici. Deci avem așa, că A supra
B plus C. Scriu din nou ce a fost dat. A supra B plus C egal cu B supra C plus A egal cu C supra A plus B și egal cu 1 supra A plus B plus C. De ce să nu scriu? Relația pe care, la care am ajuns. Dacă dădea pe 2 în factor comun, nu era 2 pe lângă A plus B plus C? Sigur că da. Așa trebuia scris, de fapt. Cel mai corect era să scrie 2 pe lângă A plus B plus C. Simplifica A plus B plus C aici. Dar ședea 1 pe 2. Și era 1 pe 2. Aici este greșeală. Eu am lăsat-o așa. Pentru că de așa este o greșeală. Deci dacă continui așa, vom vedea că nu avem nicio șansă. Nu avem, pentru că e 2 pe lângă A plus B plus C, atunci se simplificau și dădeau 1 pe 2, domn profesor. Tu când ai zis că simplificăm A plus B plus C cu A plus B plus C și rămâne A plus B plus C, parcă s-a scăpat de 2 acela. Era 2 pe lângă A plus B plus C. Deci aici corect este așa. Hai și să zic. Vreau să las greșeala asta. Să vedem cum, da, m-am amestecat. Eu m-am schimbat la față, domn profesor, am zis că se poate eu. Nu. Vreau să fac o paralelă. Unde e greșeala? Strategia era, la următorul moment, unde e greșeala? Că din punct de vedere al erorii pe care ai făcut-o, părea că tu ai făcut un lucru bun. De-o rămas unul spre A plus B plus C. Și întorcându-te la partea corectă, altul ar fost rezultat. Și atunci e greșeala și trebuia să ne întoarcem aici să descoperim. Dar haideți să continuăm. Acum o să continuăm. Corect. Fiindcă ai descoperit, s-a descoperit, mai desconsperat. Îmi pare rău, domnul. Deci vine A plus B plus C. Să o scriem în continuare. Supra 2 pe lângă de la distributivitate, factorul comun, ideea aceea, 2 pe lângă A plus B plus C. Și acum asta toată cu asta toată, nu cum ai făcut tu un A de aici, parcă cu un A din coace, că om vede acolo nu știu ce. Păi am zis în adunare, cum se poate? De aiurea complet. Deci asta ce-ți dovedește, Sonia? Tu și toți cei care ne urmăresc, care fac greșeala asta. Că n-ai sesizat aici că îți batem pe doi în factor comun, că la simplificare nu se poate întâmpla ca să putem simplifica în adunare câte un termen acolo, da? A cu A, A, din 2 ai scăzut un A. Din 2B ai scăzut un B. Din 2C ai scăzut un C. Practic ai scăzut din numitori numărătorul. Scăzând din numitori numărătorul, s-a modificat valoarea raportului. Nu mai este același raport de înainte. Valoarea raportului este 1 pe 2, cum vedeți. Da? 1 pe 2. Și tu ai dus-o în valoarea raportului prin această greșeală gravă, foarte gravă, în 1 supra A plus B plus C. Și așa 1 pe 2 și unde? Abia acum? Da. Dacă am găsit 1 pe 2, tu spui și îmi ies 1 pe 2 și ce fac? Ce brânză fac mai departe? Păi mă întorc și fac brânza. Uite, egal cu 1 pe 2. Ați înțeles ce dur este? Bine, faci 1 pe 2 și ce e cu asta? Nu te-ai demonstrat că are egal cu B, egal cu B. Unde ești pe aia egal cu B, egal cu C? Bun. Păi acum mă întorc, băi, și ce-ți fac? Continui egal cu 1 pe 2, da? Da. Și eu aș lua pe asta egal cu 1 pe 2, asta egal cu 1 pe 2, asta egal cu... Poate iese ceva, nu știu. Dar încerc. Tu ne-ai încercat așa? Hai să încercăm împreună. Deci vă avea ca A supra B plus C egal cu 1 pe 2. Da? A supra B plus C egal cu 1 pe 2. Că B supra C plus A egal cu 1 pe 2. Că C supra A plus B egal tot cu 1 pe 2. Da? Fiecare egal cu 1 pe 2. De aici, ce ai putea să spui? Cum o să o traduci pe asta? Echivalent. Zi, Sonia. Acum... 2 a, iubita. 2 a, asta, ori asta, egal cu asta, ori asta. B plus C. În produsul mezilor, egal plus extremelor. Da? Deci asta, ori asta, egal cu asta, ori asta. Deci a, ori 2, deci 2 a. Deci de aici, din 2 a, egal cu B plus C. Că 2 B egal cu C plus A. C plus A. Că 2
2C egal cu A plus B. A plus B. Și de aici să vedem ce mai putem face. Deci, de, odată scriindu-le pe acestea, păi simplificăm doi, da? Simplificăm doi cum, adică? Hai. Dacă le atragem și le adunăm, ce se întâmplă? Primim și le adunăm, apare. 2A plus 2B. 2A plus 2B plus 2C egal cu 2A plus 2B. 2A plus 2B, nu? Că-s 2 de alea. 2A plus 2B plus 2C. Este o identitate. Nu am făcut nicio brânză, cum spune mai devreme. Dar arăta că e identitate. Deci, m-am dus până într-un loc și nu mai e și mare lucru. Altceva. Am făcut A, am adunat numărătorile la numitori. Și am făcut A, B, A plus B plus C, este egal cu B supra C plus A plus B. Și este egal cu C supra A plus B plus C. Și am avut A aceeași numitor și atunci Păi mai rar, n-am urmărit loc, nimic nu știu. De singura dată. Am adunat numărătorile la numitori. Deci într-un șir de rapoarte, într-o proporție, pot face în afară de manevra aceea suma numărătorilor pe suma numitor, în afară de faptul că mă construiesc așa, mai poți face ce? Să adunăm numărătorii la numitori. Asta e altă poveste. Să adunăm numărătorii la numitori. Da? Deci, pot să spun, să construiesc un alt șir de rapoarte, da? Un alt șir de rapoarte, care înseamnă așa. A supra. A plus B plus C. Asta e altă treabă. B plus C. Egal cu B supra C plus A plus B. C supra A plus B plus C. Ce e C supra? Egal cu C supra A plus B plus C. C supra A plus B plus C. Și egal mai departe cu? Avem aceeași numărătoare. 1 supra 3, dacă vrei să continuăm, da? Da. Egal cu 1 supra 3. Avem aceeași... Valoarea raportului. Da. Și avem aceeași numărătoare, înseamnă că avem aceeași numitoare, înseamnă că și numărătoare este egal. Deci de aici rezultă că A egal cu B, din asta trăim, nu? Da. Așa. A egal cu B, egal cu C. Ea așa a scris. Este corect. Și domnul profesor a venit la ea și a întrebat-o dacă a făcut. Ea a zis că dacă a văzut-o relaxată, s-a uitat și a plecat fără să-i spună nimic. Și ea zicea, mami, am făcut bine sau nu am făcut? Zic, ai făcut, dar îl întrebăm pe domnul profesor. Sigur că da. Deci, și ea a zis-o toată clasa de la numărul 1. Asta. Adunăm la numitori numărători. Și da. Nimeni nu înțelegea ce zice. Dar ea a scris, adunăm numărători. Așa și scris în litere, în cuvinte și pe aceea. Dar nu continuăm cu valoarea raportului aici. Deci, noua construcție este asta. Asta, da, așa a făcut. Deci, asta e important. Da? Da. Deci, adunăm numărătorii la numitori. Da. Și șirul de egalități șirul este un altul, o altă proporție am de a face de acum, da? Da. Că nu este A supra B plus C care e de A supra A plus B plus C. Așa a făcut. Așa zice că a făcut. Da? Deci s-a modificat. Da. Doar asta observația. Să fi avut grijă ca nu cumva să fi scris în continuare egal cu ai scris în continuare A egal supra nu. A plus B plus C. Atunci, graf. Nu? Ai reluat în loc. Uitați cum o scris, îi apare pe test, domn profesor. A scris un cuvinte și nu... Uitați, a venit cu rezultatul acasă, așa. Ce-i scris cu pixul, cu stilou. Da. Este perfect. Da. Este foarte rapidă. Deci soluția este perfectă. Subiectul ăsta a vrut să facă selecție. Deci dacă am urmărit, în egheșițiile care au fost aranjate, 1, 2, 3, 4, 5, la 1, 2 și 3 au fost o banalitate. Da, le-a dat câte două puncte. Da. Și 4 și 5 le-a dat câte un punct. 4 și 5 au fost câte un punct pentru că au fost un pic mai finuțe. Adică a fost acolo cu tractoarele suprafața. Să-și dea seama. Da. Și aici, pentru nota 10, profesorul zice așa. Mă, până la 8 se duc toți. O plecat de la, ideea că 2 din oficiu, nu? Mai pune 6 puncte
Primele trei subiecte. Primele trei subiecte și atunci se duc la 8, pentru că ele n-au fost dificile, au fost la un nivel mediu. Și atunci, pentru 9 și 10, au construit aceste subiecte, nu de dificultatea celor de care am făcut noi, nu pe la nu știu câte stele pe acolo. Și vă spuneam și altă dată, nu-i corect să ne ducem tocmai sus, ci să o luăm de aici la bază, facem tot ce înseamnă cu două stele, una stea, două stele, trei stele, și ne oprim aici, că este suficient pentru nivelul clasei. Da? Dar măturăm tot. Adică să nu rămân un negheșițu făcut la niciun capitol. Cine înțelege asta, are șanse foarte mari. Să nu rămân niciun negheșițu nefăcut. Și eu sper că cât de curând, să termin anul școlar și încă mai sper, să înțelegeți că lucrați o parte din negheșiții acasă și aici veniți cu ce n-am putut face. Abia atunci se simte 55. 55. Și ne oprim aici și ne ducem la subiectul al meu.